Mamă, mamă, ce furtună a fost ieri! Domnul Horia Georgescu de la ANI, îl știi sigur, băiatul ăla micuț, sfios ca o domnișoară, obraznic precum un picat la bac și slugarnic precum un consilier prezidențial, s-a gândit să le facă unor politicieni un frumos cadou de iepuraș. Da, de iepuraș. A stat el, s-a gândit așa, ce să le ia, ce să le ia, și pac, i s-a aprins beculețul. Niște decizii de incompatibilitate. Asta a crezut el că se potrivește mai bine cu perioada asta din an. N-am probleme cu asta neapărat. Și Iohannis, și Căncescu, și Nicușor Constantinescu sunt, conform legii, incompatibili. Bă, dar nu-ți dă ieri dimineață, nu. Sunt din 2008-2009. Au și terminat cât un mandat fiind incompatibili, iar ANI vine abia acum să ne spună asta. Păi și pe noi cu ce ne încălzește? E la fel de eficient ca FBI-ul. Adică da, am știut că cecenii ăia doi sunt teroriști, dar n-am vrut să vă deranjăm cu porcăria asta. Vanghelie, care e și el pe listă, ci că-i supărat. L-am văzut aseară la colegul Ciutacu. De unde ați făcut 280.000 de euro mai mult decât prost informați. Sunteți prost informați. Amabil și binevoitor. Vreau să vă explic un fenomen. Domnul Vanghelie, ăștia vă acuză că trăiesc din șpagă, așa, da, dacă o luăm la direct. Și e normal să fie supărat. Adică ce, îl face piticul ăla de râs în tot ferentariu? A, n-o să-l mai asculte nimeni, nene, când o să afle că în 4 mandate el n-a șterpelit decât 180.000 de euro. Doar atât, păi să poate. De Florin Popescu din Dâmbovița nu mai zic nimic. Dacă lua parchetul apuricat prin 1997, când s-a apucat de măgării, nu-l mai putea da ani în gât abia în 2013. Dar să revenim la Nicușor Constantinescu. Omul cică a dat o replică. Hai repede! Hai repede! Dar poliția nu face nimic, stai și lasă toți oamenii peste aia! Păi eu stau! Ce s-a întâmplat? Au venit! Nu mă, nu! Nu e asta, asta e mai veche, de când s-a întors omul acasă și a rămas fără replică, așa, ăsta era cuvântul, în mijlocul drumului. Nu, de altă replică vorbesc eu. Veneau cu ei, că domnul am câștigat procesul definitiv și ei, că nu de leului și al lui Monica Bagoveș și al Traian Băsescu. Ani cine a făcut, a inventat această instituție care nu mai există în altă țară din Europa? Nu domnul Traian Băsescu cu guvernarea Portocalei? Ei sunt în spatele acestor acțiuni. Ce zici, Nicușoare? Nu înțeleg nimic, dar poate te înțelegi mai bine cu doamna. Uite, am adus-o special pentru tine. Doamna, am nică, eu apuc una, eu am făcut una cu eta și ea de bătai 2.000. Eu dă-i ce-ai mie, ce-ai mie, am eu ce dă-i, dar eu n-am ce dă-i eu.